Haideți să ne ridicăm în picioare. Hristos a înviat. Hristos v-a scris. Știu frații, și rusă. Ok. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur că putem astăzi să fim în casa lui Dumnezeu. E un har că suntem sănătoși. E un har că suntem într-o țară în care este pace. Aseară, de fapt, mai spre dimineață, nu știu dacă ați fost la curent cu știrile, Iranul a atacat Israelul, da? Cine a văzut? Da, deci Iranul a atacat Israelul cu zeci de rachete și am stat și m-am gândit ce har este și ce har avem noi ca oameni să avem pacea și libertatea aceasta. Într-o seară când au fost protestele astea cu tânărul acela arab care a fost omorât de poliție și așa mai departe, la noi în cartier, în Vid Juif, au incendiat toate mașinile și au făcut prăpăd oamenii ăștia, copiii ăștia acolo. Și când dădeau cu rachetele alea, cu ce dădeau ei cu artificiile, au dat una unde credeți? Fix la mine, în geam, la 14, a bubuit fix în camera în care dormeau copiii mei. Bum! O lumină foarte tare. Copiii mei s-au trezit, au urlat și n-au mai dormit în noaptea aia și tremureau și aveau spasme și de atunci chiar și Luca se destul de mare, face 7 ani acuși, când aude o rachetă, când aude o artificie, o petardă, o pocnitură, o ușă trântită, ei tresar și fica mea, tati, artificii, tificii, tificii. Și mi-am dat seama de oamenii care sunt în război, da? Dacă la noi copiii se sperie de la o artificie, da? Imaginați-vă ce spaima oamenii din țările respective de la rachetele și tot ce se întâmplă acolo, da? Înainte să lăudăm pe Domnul, vreau să facem un lucru pe care nu prea obișnuim noi să-l facem, dar ar trebui să-l facem în această dimineață. Vreau să mulțumim Domnului pentru pacea din locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Vreau să mulțumim Domnului pentru lucrul ăsta. Noi nu conștientizăm ce înseamnă asta. Adevărați oameni care conștientizează ce înseamnă pacea unei țări sunt oamenii care sunt în război. Da? Ăia care trăiesc în pace, ăia nu conștientizează. Adevărații oameni care, oamenii care apreciază cu adevărat sunt sănătatea, sunt oamenii bolnavi de cancer sau de diabet, da? Sau de leucemie. Ăia apreciază sănătatea. Omul sănătos nu apreciază sănătatea, da? Oamenii care apreciază o bucată de pâine sunt oamenii care trăiesc de pe o zi pe alta. Ăia care au din belșug nu apreciază pâinea respectivă. De aceea vreau înainte să lăudăm pe Dumnezeu, să ne plecăm capetele acolo unde ești. Poate e pentru prima dată în 40 de ani, 30 de ani, în 20 de ani când faci lucrul acesta. Și vreau să vii înaintea lui Dumnezeu ca acel lepros samaritan și să-i spui: Doamne, îți mulțumesc pentru Franța și pentru pacea din țara aceasta. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru belșugul de pâine din țara aceasta. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru sănătatea din trupul meu pe care Tu ai lăsat-o peste mine. Îți mulțumesc pentru familia mea, îți mulțumesc pentru soțul meu că nu este la război și eu stau singură cu copiii acasă, cu spaimă că poate nu se va mai întoarce niciodată. Haideți să intrăm într-o rugăciune de mulțumire și în același timp să mijlocim și pentru Ucraina, să mijlocim și pentru Israel și pentru toate țările acestea care sunt în conflict. Haideți să intrăm în această rugăciune. Thank you.
Haideți să lăudăm pe Dumnezeu plin de bucurie, pe acest Dumnezeu care este cu noi în toate zilele vieții noastre.
Dumnezeu în dimineața aceasta. E nesfârșit al tău har mare, răscumpărați sunt prin iubirea ta. O, Doamne, te laud. Cine e ca El, tare în luptă? Cine e ca El, mântuit? Thank you.
Dar te-ai servit
legat un nume către Iisus. Slava e a ta, toată gloria. Gloria, Lui Dumnezeu,
tău în fiecare zi este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum avem grijă de trupul acesta și îl hrănim, îl îmbrăcăm, îl îngrijim, mai mult ca atât trebuie să avem grijă de sufletul nostru, frați și surori, care este nemuritor, spune cuvântul, care va ajunge în ghienă. Să ne uităm în fiecare zi, în fiecare clipă, în oglinda aceasta, să o avem în față, care este cuvântul lui Dumnezeu și care ne arată cel mai bine, cel mai bine în ce stare este sufletul nostru. Nu știu, frate și soră, din ce cauză ești aici, pentru ce ai venit, cu ce scop, cu ce gând. Pot să te garantez un lucru: răscumpărătorul sufletelor noastre este aici în mijlocul nostru astăzi, amin? Ești aici fiindcă Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, Sfânta Trinitate te iubește, mă iubește, ne iubește și vrea ca să ne salveze sufletele în dimineața aceasta, să ne curățească, să ne izbăvească, să ne înnoiască. Da, suntem îmbrăcați frumoși, să ne cercetăm în lumina Duhului Sfânt. Cum este sufletul nostru astăzi? Așa de frumos ca trupul nostru îmbrăcat sau este în zdrențe? Spune psalmistul în psalmul 25: La tine, Doamne, îmi înalt sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine. Putem noi astăzi să spunem ca psalmistul David: Doamne, la tine îmi înalt sufletul. Putem sau ne rușinăm? Sufletul nostru poate mai stă încă și astăzi gheara satanei și vii cu această, cu acest neajuns, cu această problemă zi de zi și nu-i dai voie Domnului Hristos, care a zis și zice: eu sunt același ieri, azi și în veci. Nu se schimbă. Nu-i dai voie și n-ai credința de plină ca Domnul să intre în inima ta. Știți unde se întâlnește sufletul, trupul și duhul? Știți unde? În inimă. În inimă, frați și surori. Aici se întâlnesc toate trei. Noi, trupul omului este templul Duhului Sfânt. Sunteți de acord? Da și amin. Inima, inima noastră trebuie să fie Sfânta Sfintelor, ca să înțelegeți. Dacă nu este Duhul Sfânt aici, este altceva. Locul acesta gol nu rămâne niciodată. Este alt duh. Este un duh al satanii, sub diferite forme. Și știm foarte bine, frați și surori, că lupta nu se duce pentru trup. Da, vedem războaie și înțelegem, dar lupta cea mare se duce pentru suflete. Pentru suflete. Și a început de la Golgota. În Psalmul 49, 7 cu 8 spune: dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată, spunea psalmistul. Nu se va face niciodată cu ceva omenesc. Răscumpărarea se face cu însuși jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și să înțelegem acest lucru, frați și surori. Și tot din Psalmul 25, ca să nu țin iarăși mult timpul, o să selectăm câteva puncte ca să le luăm care pierde rugăciune dimineața aceasta. Să ne lăsăm cercetați de Duhul Sfânt și să rugăm în primul rând ca Duhul Sfânt să intre aici, fraților. Duhul Sfânt să intre în Sfânta Sfintelor și ca să fie cu adevărat Sfânta Sfintelor, ca în fiecare zi sufletul, partea aceea spirituală care nu se vede, aici să se întâlnească cu Domnul clipă de clipă. În caz contrar, mă repet, o să fie altceva, loc gol nu o să rămână. Satana ne atacă, da, el sufletul nu poate ataca, fiindcă nu-i permite Dumnezeu, dar el ne atacă prin trup. El ne atacă prin trup și atacul este, dacă o să fiți atenți, este din ce în ce mai crâncen. O să trecem așa prin Psalmul 25, care pierde rugăciune. 1. Da, toți ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Doamne, ajută-ne să nădăjduim în tine, să nu te părăsim, să nu părăsim calea ta niciodată. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești întotdeauna nădejdea mea. Amin. Așa să ne rugăm, frați și surori. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Toate cărările Domnului sunt în îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Amin. Să ne rugăm, frați și surori, la aceasta. Legământul și poruncile Domnului, asta este oglinda sufletului nostru. Mai departe, păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în tine. Amin. Frați și surori, nădăjduind în Domnul, cu toată credința, cum am mai zis, răscumpărătorul sufletelor noastre este aici și El este cu noi, că El ne-a promis. Însuși Domnul a zis că nu vă voi părăsi niciodată.
voi fi cu voi până la sfârșitul vremurilor. Să avem credința aceasta, frați și surori. Să venim în lumina Duhului Sfânt, cercetați de mâna, de înțelepciunea lui Dumnezeu și să rugăm pe Domnul, așa cum am pus aici, punct cu punct, focul Duhului Sfânt între în inima noastră, să ne curățească, să curățească sufletul nostru, să fiecare în dreptul nostru, să zicem, Doamne, să rugăm pe Domnul, dă Doamne o haină nouă a sufletului meu. Eu nu știu de ce ai venit aici, nu știu starea ta, nu știu, dar Tu te cunoști cel mai bine. Cel mai bine te cunoaște Dumnezeu și Domnul este gata și Domnul vrea, că și Domnul ne iubește și ne va iubi, că El nu ne vrea aceiași, cu aceleași neajunsuri, zi de zi, clipă de clipă, să trăim, știți, ca o desagă după noi. Domnul ne vrea liberi, Domnul ne vrea liberi, aceasta este libertatea, aceasta este libertatea, frați și roși, pornește din frică de Dumnezeu, spune, care este începutul înțelepciunii, și din trăirea și împlinirea cuvântului Său, din respectarea regământului. Frați și surori, așa cum stăm să venim în rugăciune înaintea Domnului, să ne smerim, să ne smerim, căci din smerenie Domnul spune, Domnul înalță pe cel care se smerește. Da, noi avem tendința asta ca fire, ca om să ne înălțăm, dar cuvântul ne învață așa, nu noi să ne înălțăm, să înălțăm sufletul nostru. Sufletul nostru să-l punem astăzi pe altarul lui Dumnezeu. Amin. Începând de astăzi, astăzi este ziua, astăzi este locul, mâine nu este ziua ta. Nici ora următoare nu este ora ta. Acum este ora, acum este ziua și acum este locul. Și mă rog fierbinte și să ne rugăm fierbinte, Doamne, ajută-ne la aceasta, Doamne. Ajută-ne ca să nu te facem de rușine și ca într-adevăr să ne purtăm demn, frumos și să fie o mândrie pentru Dumnezeu, ca să ne purtăm ca adevărați creștini înaintea Domnului și în lumea aceasta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Peste tine, generații după tine, cu familia ta, copiii tăi și copilul și copilul. Ar fi peste tine, generații după tine, cu familia ta, copiii tăi și copilul și copilul. Ne să-ți meargă înainte, înapoi și lângă tine, cu prezența ta să te mânuie. E cu tine, e cu tine, dimineața și seara, la venire, la plecare, între
mulțumim, Doamne, că în această dimineață Tu ai sensibilizat inimile noastre, Doamne. Îți mulțumim pentru harul Tău care a fost turnat din belșug peste viețile noastre, Doamne Iisus. Îți mulțumim că Tu ai iertat vina păcatului nostru, Doamne. Îți mulțumim că în această dimineață credem că Tu ai luat păcatele din viața noastră, le-ai aruncat în marea uitării și ai scris pescuitul interzis. Îți mulțumim, Doamne Iisus. Chiar dacă de cele mai multe ori Satana vine cu vinovăție în viețile noastre, vine cu intimidare, Doamne, la nivelul gândurilor, vine cu fel și fel de ispite peste viața noastră, Doamne Iisus. Tu să fii stânca de veacuri, Doamne, și așa putem fi biruitori, așa putem merge, Doamne, din putere în putere, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi, Doamne. Îți mulțumim pentru credincioșia Ta, pentru bunătatea Ta care se înnoiește în fiecare dimineață peste noi, Doamne Iisuse, și în dreptul nostru. Îți mulțumim că avem libertate prin Tine. Îți mulțumim, Doamne, că prin Tine avem viață din belșug. Îți mulțumim, Doamne, că prin Tine suntem ceea ce suntem, Doamne Iisuse, datorită Ție, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru harul acesta. Îți mulțumim pentru oportunitatea aceasta. Îți mulțumim că ai venit după noi, Doamne. Nu ne-ai lăsat și ai venit după noi, Doamne. Ai plătit un preț ca noi să fim astăzi iertați și răscumpărați. Glorie Ție, glorie numelui Tău. În veci de veci, Doamne Iisuse, ești Tu, Doamne, în veci de veci numele Tău. Ajută-ne să ne facem datoria, Doamne, de lumina lumii și sarea pământului, Doamne. Și în această generație, Doamne Iisuse, noi să răspândim Evanghelia, Doamne, prin umblarea noastră, prin vorbirea noastră, limba, Doamne, mâna noastră, gura noastră, Doamne, piciorul nostru întotdeauna să se potrivească ca un slujitor devotat și vrednic, Doamne Iisuse, de împărăția Ta. Te rugăm, Doamne Iisuse, Te rugăm, Doamne Iisuse, dă-ne, Doamne Iisuse, milă pentru generația în care ne-ai așezat, Doamne Iisuse, și o dorință arzătoare ca să mijlocim pentru oamenii aceștia, Doamne Iisuse, care aleargă spre pierzarea veșnică, Doamne. Lasă puterea Ta. Haideți să ne rugăm. Vreau în această dimineață să ne rugăm pentru Franța, pentru Paris. Am din partea Duhului Sfânt îndemnul acesta să mijlocim pentru seara aceasta. Să ne rugăm pentru România, noi, bisericile Profides și celelalte biserici din România, o parte din ele în luna mai, pe 3 mai, mai exact, de Paștele Ortodox, vom avea un eveniment extraordinar prin care zeci de mii de oameni vor veni și vrem ca oamenii aceștia să se întâlnească cu Hristos. Vrem ca acolo Hristos să lucreze, vrem ca acolo Hristos să aducă mântuire, vrem ca acolo Hristos să elibereze, vrem ca acolo Hristos să vindece, vrem ca acolo Hristos să dea la o parte orice boală, orice legătură din partea celui rău. Haideți să intrăm într-o rugăciune de mijlocire și să ne rugăm pentru generația în care Dumnezeu ne-a așezat. Ca Enoch altădată, care ținea mâinile lui Moise, și Moise când ținea mâinile ridicate către cer și mijlocea pentru Iosua care era în vale, Israelul era mai puternic decât cealaltă armată împotrivitoare. Vreau să ne rugăm în această dimineață. Casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciune. Vreau să intri într-o rugăciune, să mijlocești pentru cei din casa ta care încă sunt nemântuiți, să mijlocești pentru colegii de muncă, să mijlocești pentru generația în care Dumnezeu te-a așezat. Haideți să intrăm în această rugăciune.
Amin. Glorificat să fie Dumnezeu. Vreau să-L mai lăudăm pe Dumnezeu cu încă o cântare și în timpul acestei cântări să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie pentru bunul mers al acestei lucrări. Data trecută știți că vă anunțam de televizor, de microfoane, de... Nici n-am anunțat bine că Dumnezeu a pus pe inimă unei familii, nu o să-i dau numele, nici nu vor asta și nici nu o să o fac ca să aibă răsplata în cer. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dacă ridicați capul așa deasupra dumneavoastră, e o plasmă mare pe care vedem. Fetele nu mai trebuie să poarte ochelari, da, e ok. Vedem versurile, este extraordinar. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu microfoane, cu stative la fete acolo, da. Dumnezeu lucrează prin oameni. Prin oameni lucrează Dumnezeu, da. Banii ăștia n-au venit din cer. 1000 de euro și am luat plasmă și microfoane, nu. Banii ăștia au venit prin inima cuiva pe care Dumnezeu a sensibilizat-o în această direcție. Deci, Dumnezeu lucrează prin oameni, își face Dumnezeu lucrarea, da? De aceea, vreau să fim darnici cu lucrarea lui Dumnezeu și să ne facem datoria, pentru că este foarte costisitor și de multe ori cheltuielile astea chiar pot fi o povară și sunt o povară reală pentru biserică. M-am rugat, de fapt, cu grupul de laudă și închinare, cu toți cei care vom pleca în România, ne-am rugat și am zis: Doamne, Tu știi că sunt multe cheltuieli în această plecare și e destul de costisitor drumul. Ați văzut când plecați în România ce costisitor e drumul, da? Ați văzut, da, cu mașinuța, cum se duce motorina și bănuții pe peaje și pe cafele și pe tot. Și nici nu m-a rugat bine, că Dumnezeu a cercetat inima altui frate, da? Și a zis: frate Cristian, vino încoa, hai să binecuvântăm lucrarea. Și Dumnezeu ne-a pregătit și banii de drum. Glorificat să fie numele Lui. Amin? Și Dumnezeu este bun și Dumnezeu lucrează și Dumnezeu face ca inimile oamenilor să fie darnice pentru lucrarea lui Dumnezeu și să înțeleagă nevoile acestea ale lucrării lui Dumnezeu, da? Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta care ne-a luat această povară. Ne chinuiam de luni de zile cu un televizor foarte mic, nu vedeam versurile, acum totul este bine. Ne chinuiam cu microfoane, cu cabluri, cu stative, acum totul este bine. Eram stresați cu cheltuiala de drum în România, acum totul este bine. Trebuie să acoperim decât cheltuiala și chiria din locul acesta, da? Lăudăm pe Domnul cu o cântare și în timpul acestei cântări ne vom închina Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie pentru bunul mers al acestei lucrări. Fiți binecuvântați. Amin. Haideți cu palmele noastre, da? Câți aveți mâini? Ia mâinițele așa. Ia, bateți din palme așa. Așa, așa, așa. Sunt și sora Șefi, bravo. Și Tatiana. Hai, Tatiana. Hai, știu că poți. Poți. Suferința mea, ascultă. Suferința.
merge la școala duminicală. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Acum când lăudam pe Domnul la laudă și închinarea, auzeam fetele aici cum bat din palme, cum cântă și zic: Cristi, cred că cea mai bună idee pe anul ăsta a fost asta cu corul. Și m-am liniștit așa, zic: Aleluia. Nu mai stau stresat în caz de n-are Dana voce sau unul din noi nu poate să cânte. Le dăm de lucru fraților în biserică, este un har să putem face asta și mulțumim Domnului pentru sala asta și mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit, pentru că am putut să ne extindem mai mult viziunea și dacă n-am fi avut sala asta, am fi avut o viziune foarte restrânsă, pentru că n-avem posibilitatea să ne extindem cu ceea ce am fi dorit noi. Da, și este un har să pregătim tineri. Eu vorbeam cu Raluca, mi-a arătat că Andrada a scos o melodie frumoasă și că îi face clip și era atât de bucuroasă, radia Raluca, zice că a câștigat la loto, că Raluca scoate, că Andrada scoate clip și zicea: Cristi, până la 18 ani vreau să-i fac albumul ei, că îi place, am descoperit că îi place. Era bucuroasă că a descoperit și zic: ce har este să ca copilului tău să-i placă să facă ceva pentru Hristos de la 9-10 ani cât are Andrada, da? E un har lucrul acesta, e un har că văd tinerii că se pot implica și că prin biserica asta avem posibilitatea să le dăm tinerilor ceva de lucru pentru Hristos. Este un lucru extraordinar și mă bucură nespus de mult, da? Chiar dacă se fac niște eforturi în spate, miercuri, repetiții, eu trebuie să stau cu copiii prin parcuri ca soția să facă corul cu fetele. Miercuri asta am stat vreo 2 ore cu ei, da, prin parcuri. Dar e bine că putem să sacrificăm pentru Hristos și simțim că putem să facem ceva și că trăim pentru Hristos, da? Dumnezeu să fie glorificat. Astăzi vreau să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, din Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 51 până la 56. Le spuneam fraților, noi ne avem backstage jos, o cameră, așa cobori câteva, vreo 10 trepte și o cameră acolo. Și acolo mergem, facem încălzirea la voci, ne rugăm, vorbim și le spuneam: rugați-vă pentru mine că se puizat. Aseară am dormit doar câteva ore. Pe la 4 am avut un vis ciudat, m-am trezit speriat, apoi pe la 5, de-abia am apucat să mă culc, pe la 5 s-a trezit tine și nu am mai dormit deloc, în condițiile în care m-am culcat pe la 12 și ceva, deci am dormit câteva ore aseară și le ziceam fraților, sunt epuizat și fizic sunt, mă simt așa foarte, foarte obosit. Și râdeam oarecum cu băieții și ziceam, știți că în Biblie e un verset, când sunt slab, atunci sunt ce? Tare! Și am zis, aleluia, slăvit să fie Domnul, eu sunt slab, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e tare și va da cuvânt și va fi extraordinar. Să vedeți ce predică extraordinară va face Duhul Sfânt în dimineața aceasta. Și frații s-au bucurat, deci chiar mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vorbească El în această dimineață. Vreau să deschideți împreună cu mine, da? Am ales o predică
ce am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine, vă rog, la Luca, capitolul 9, versetul 51 până la 56, pagina în Biblie 1001, da? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat unde? În alt sat, da? Ca să înțelegem mai bine contextul scriptural pe care apostolul Luca ne-l prezintă în epistola pe care tocmai am citit-o astăzi, trebuie să analizăm un pic mai profund unele lucruri din cuvântul acesta, da? În primul rând, trebuie să vorbim în această dimineață despre samariteni. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea acolo o reală atitudine de ostilitate între evrei și între samariteni, da? Ba mai mult, zice că Iisus Hristos a întâlnit cu femeia samariteancă, a vorbit cu ea la fântână și apostolul Matei precizează și zice: este adevărat că între samariteni și între iudei nu era nici o legătură, da? Nici o legătură. Cum au apărut samaritenii ăștia? Samaria era de fapt un stat în stat, da? Cum este Monaco? Câți ați fost în Monaco, da? Monaco este un stat în Franța, da? Și în anul 720 înainte de Hristos, da? Facem un pic de istorie ca să înțelegem mai profund. Biblia nu e o carte pe care Dumnezeu a lăsat-o să o citim așa și să înțeleagă fiecare ce vrea, nu. Biblia este o carte care trebuie studiată din scoarță în scoarță. Biblia ne îndeamnă: cercetați scripturile, Iisus Hristos o spune, și veți găsi acolo adevăratele bogății ale lui Dumnezeu. Și întorcându-ne un pic în istorie, în anul 720 înainte de Hristos, asirienii, da, au invadat poporul Israel. Atenție, era Iuda și Israelul, da? Iuda avea regele ei, da? Și Israelul, celelalte 11 seminții care au rămas, aveau alt Israel, alt împărat. Și asirienii au reușit să invadeze Israelul, să cucerească o mare parte din Israel, în afară de seminția lui Iuda, de Iuda. Și mai exact în locul Samariei, da, era seminția lui Efraim, în totalitate seminția lui Efraim, și o parte din seminția lui Manase. Știți cine a fost Efraim și Manase, nu? Știe cineva? Haideți să facem un pic de istorie biblică. Astăzi facem o predică topică, da? Mergem pe text, da? Știe cineva cine a fost Efraim și Manase? Andrei, zi! Manase și Efraim au fost fiii lui Iosif, da? Ce înseamnă Manase? Uitare. Și Efraim ce înseamnă? Rodire, da? Deci Iosif, când s-a căsătorit, da, în Egipt, a făcut doi copii. Primul i-a pus numele Manase și a zis: uitare, uit tot răul pe care mi l-au făcut frații mei. Și apoi al doilea copil, Dumnezeu a mai dăruit încă un copil lui Iosif și Iosif i-a pus numele ce? Efraim, care înseamnă rodire. Deci ca să rodim, Iosif ne dă o rețetă simplă despre cum ar trebui noi ca oameni să rodim. Ca să rodim, trebuie prima dată să ce? Să uităm. Nu le inversați niciodată pentru că va fi greșit, da? Ăștia au fost pumnii cu care Iosif s-a luptat împotriva nedreptății din viața lui. A lovit cu Manase, cu uitare, și a rodit cu Efraim, cu rodire, da? Și acolo în Samaria era seminția lui Efraim în totalitate și o parte din seminția lui Manase. Asirienii ce au făcut când au invadat Israelul? Au luat toate bogățiile care existau în Israel,
Au luat toți oamenii inteligenți, sclipitori, frumoși, fără cusuri, cu sclipire, cu educație, cu cunoștințe, cu facultate, cu ce vreți dumneavoastră, i-au dus în exil, s-au folosit de inteligența lor, cum avem exemplu pe Daniel, pe Shadrach, Meșac și Avenegor, da, oameni care erau frumoși la chip, înalți la statură, erau fără cusur în vorbire, în înțelepciune și așa mai departe, se foloseau, storceau înțelepciunea acestor oameni pentru regatul lor, în țară lăsau decât ciungii, șchiopii, orbii, săracii, oamenii inculți, fără niciun viitor și fără nicio speranță și fără nicio sclipire. Și pe lângă faptul acesta, asirienii au trimis în Israel câteva popoare străine, da, păgâne, cum ar fi popoare din Babilon, din Cuta, din Hava, din Hamat și din Sefavraim, da, popoare păgâne. Și oarecum evreii care au rămas acolo au fost forțați de împrejurări să se împreuneze cu celelalte popoare păgâne, să facă copii, să se înmulțească cu celelalte popoare și mai mult decât atât, din lipsă de preoți, da? Din lipsă de educație religioasă și așa mai departe, și-au făcut propria religie și-au luat și din adevărurile iudaice și le-au îmbinat împreună cu ce? Cu religiile păgânilor, da? Și astfel a luat ființă poporul samaritean, da? Dacă ne uităm, Neemia cu Ezra după vreo 400 de ani s-au întors, da? Niște evrei care nu s-au pângărit în țările în care au fost cu celelalte popoare păgâne și și-au păstrat puritatea națională, da? Și s-au întors să reconstruiască Ierusalimul, Neemia și cu Ezra. Și samaritenii, când au văzut că ăștia s-au întors, au zis: da, dar pe noi de ce nu ne-ați întrebat? Vrem și noi să contribuim cu oameni, cu ceva bănuți și să construim și noi Ierusalimul și să ne închinăm și noi cu voi acolo la Ierusalim. Și ăștia au zis: n-aveți voi niciun drept să faceți lucrul acesta, pentru că voi v-ați pângărit, da? Voi nu mai sunteți evrei 100%. Și din cauza aceasta, samaritenii, când au văzut că sunt împrejmuiți de evrei, da? Și nu mai sunt recunoscuți ca fraților, nu mai sunt recunoscuți ca conaționalii lor, și-au făcut propriul templu pe muntele Garizim, da? Și-au pus proprii lor preoți și și-au făcut propriul sistem de jertfire, da? De ardere a jertfelor. Și așa a luat ființă poporul samaritean. Ura asta între samariteni și evrei a durat aproximativ 400 de ani până la Hristos și încă câteva zeci de ani după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. De aici era ura între samariteni și între evrei, da? Și mă uit astăzi în vremurile noastre, după 2000 de ani, mare lucru nu s-a schimbat, da? Există și astăzi o ură între, că vrem sau că nu vrem, între români și moldoveni, m-ați auzit? Cine? Moldovenii, ați descoperit vreodată așa o tachinare între români și moldoveni? Câți moldoveni? Da, ridică eu ne la mână, ok. Și invers, da, românii, am lucrat cu 12 moldoveni. Eu singurul român. Știi cum îmi ziceau? Nu-mi ziceau Cristi. Cine a tras aici înduit? Românul. Românul. Da? Cine a făcut asta? Românul. Da? Frați, Republica Moldova, Basarabia e România, sunteți de-ai noștri, dacă ne-au separat ăștia, Uniunea Sovietică e altă treabă, ok? Între români și unguri, între țigani și români, între francezi și români, vorbeam duminica trecută, am fost cu o soră care a venit, o prietenă de Ramonei, soția lui Florin Meninte, a venit și ea e măritată, trăiește cu un francez, cum trăiesc ăștia de-ai lumea? Trăiește cu un francez și spunea: eu nu prea am legături cu românii, eu noroc că mai vin la biserică când vine Florin și mai ies cu voi românii și mai mâncăm ceva. Eu toată ziua sunt numai între francezi și când aud ăștia, ei nu știu că sunt româncă, că n-am față și n-arăta româncă, dar mă întreabă din când în când, mai se uită așa la accent, că vorbesc un pic diferit și zice: dar tu ce naționalitate, ești român? Și când aud român, nu mai mestecă nimeni, da? Și trebuie să le explic și noi din start, ei, când aud că suntem români, din start sunt sceptici, da? Când vine un francez la tine, un italian, ce ăsta, francez, ăștia, sculți, da? Noi trebuie să demonstrăm oamenilor, trebuie să le explicăm că stai, că sunt mai multe categorii, că, da?
Și așa era dușmânia asta între evrei și între samariteni. Iisus Hristos vroia să meargă din Galileea spre Ierusalim și drumul cel mai scurt dintre Galileea spre Ierusalim, pe unde credeți că era? Prin Samaria. În ciuda acestui lucru, evreii care mergeau din Galileea, din zona Galilei, din Galileea până în Ierusalim, ai undeva la 2 ore și ceva cu mașina. Am fost în Israel, m-am plimbat aproape tot Israelul și cam 2 ore cu mașina. Imaginați-vă, pe vremurile respective, pe căldura de acolo, ei mergeau cu hasini, cu măgari și așa mai departe, drumul acesta îl puteai face lejer în vreo 12 ore, mers pe jos, da? Dacă nu, poate și mai mult. Și drumul acesta din Galileea către Ierusalim trebuia, ca să-l faci cât mai repede, trebuia să treci prin Samaria. Și evreii, pentru că nu suportau și îi considerau atât de despurcați și de nenorociți pe samariteni, preferau să ocolească Samaria și să meargă prin țărâmul deșertic al Perei, să traverseze Iordanul odată la dus, să-l traverseze încă o dată la întors. Trebuiau să, nu știu, să ocolească drumul acesta cu câteva ore, doar ca să nu treacă prin țărâmul acesta al samaritenilor. Și ce este interesant? Iisus Hristos împreună cu ceilalți ucenici, mă gândesc că erau câțiva, probabil nu erau doar cei 12, mai erau și alții pe lângă ei, celelalte surori, da, Ioana, Maria, cele trei Marii care le slujeau, care slujeau la picioarele ucenicilor, nu numai că au vrut să traverseze prin Samaria, dar au vrut să poposească prin Samaria. Pentru că Iisus Hristos și-a trimis ucenicii să caute un loc de ce? De găzduire, să caute un hotel, un Airbnb, da? În Samaria. Și știți ce este interesant? De unde a plecat vorba asta? Noi de multe ori ne gândim la Iacov și la Ioan, fiii tunetului, da? Boarneghez, da? Spunem noi, fiii tunetului. Ăștia erau vulcanici mereu. Dacă ne uităm în conținutul scriptural, aveau niște motive destul de serioase ca să vorbească astfel de samariteni. Și probabil că și în vremurile noastre ați văzut că ni se întâmplă când cineva îi face atât de mult bine și el îți întoarce atât de mult rău, ai tendința să zici, Doamne, dar când îl trăznești pe ăsta? Sau când îi arăți? Nu vi s-a întâmplat? Doar mie mi s-a întâmplat până să fiu pocăit? Ok, doar mie. Îmi cer scuze. Și Iisus Hristos, prin natura Lui de Dumnezeu, pentru că era Fiul Lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră nu să judece lumea aceasta, ci să aducă mântuire, să aducă pace, să aducă unitate, să aducă armonie între oameni. Ucenicii vedeau și nu înțelegeau, mă, ce are Iisus ăsta cu samaritenii? Se întâlnește, mergem în Samaria, Iisus nici nu intră în Samaria, îi trimite pe ucenici să ia ceva de mâncare, când se întoarce înapoi, îl vede că vorbește cu o samariteancă care era la al cincilea bărbat și ăștia i-au adus Domnului Iisus Hristos de mâncare, abar n-am ce mâncau ei pe vremea aia, cred că humus, că în Israel e un humus extraordinar de bun, și cred că i-au adus ceva și Iisus Hristos zice, nu mai îmi trebuie mâncarea voastră, mâncarea mea e să fac voia Tatălui, lăsați-mă, hai să mergem în Samaria. S-a dus 2 zile în Samaria, a făcut minuni extraordinare, a evangelizat acolo și foarte mulți oameni s-au întors la Hristos. În una dintre cele mai extraordinare pilde a Domnului Iisus Hristos, personajul pozitiv este un samaritan milos. Și știți unde spune pilda asta? În fața cărturarilor și a fariseilor, da? Preoților, conducătorilor sistemului religios din acea vreme. Dintre cei 10 leproși pe care Iisus Hristos zice, mergeți, spunea Melinte duminica trecută, mergeți la preot și în drum ce mergeți spre preot, lepra voastră va fi tămăduită. Și din cei 10 leproși care au fost tămăduiți de Iisus Hristos, la el se întoarce culmea, doar unul care ce credeți că era? Samaritan. Iisus Hristos a fost singurul evreu care a vrut să facă pace și unitate între samariteni și evrei după sute de ani. Și a fost greu să facă lucrul acesta și din cauza ucenicilor. Ucenicii vedeau toată mila lui Iisus Hristos față de acest popor îngrădit, desconsiderat, da? Și jignit. Ce vină aveau ei că s-au născut samariteni? Ce vină au copiii noștri că s-au născut români? Da? Într-o țară ca Franța. Ce vină au copiii romilor că s-au născut romi? Și din start ei sunt considerați cum sunt considerați. Iisus Hristos ca Dumnezeu știa lucrurile acestea. Și a fost singurul care
în fața evreilor încerca să-i ridice pe samariteni și să le spună: oameni buni, acolo sunt suflete sincere, acolo chiar sunt oameni corecți. La români sunt o grămadă de oameni muncitori, nu toți sunt hoți. La români sunt oameni curați, nu toți sunt murdari. La țigani sunt o grămadă de oameni cinstiți. La țigani sunt o grămadă de oameni culți. Aveam un păstor, am crescut într-o biserică din București, Bethesda îi spunea, și păstorul, biserica era mixtă, jumate român, jumate țigani. Și păstorul le spunea la țigani samariteni: avem binecuvântare astăzi la o familie de samariteni, da? Și ucenicii au văzut toată această pasiune a lui Iisus Hristos pentru celelalte popoare, da? A văzut toată această pasiune și milă pentru poporul samaritan și când au văzut că Iisus Hristos este respins de acest popor, da? Singurul om care înțelegea și care avea milă față de acest popor era Iisus Hristos și tocmai oamenii aceștia l-au respins pe Iisus Hristos. Iacov cu Ioan, când au văzut lucrul acesta, s-au întristat atât de mult și au acționat atât de mult în fire încât au zis: Doamne, să vină foc din cer peste ăștia. Tocmai ție, tocmai pe tine să nu te primească în satul lor. Singurul care pe unde mergi, da? Spui că sunt oameni buni, că sunt oameni cinstiți, că sunt oameni ok. Tocmai pe tine să te respingă samaritenii. Pe ei ar trebui să-ți facă statuie în Samaria. Ar trebui să-ți facă publicitate, ar trebui să ți se închine, ar trebui să vină toți la tine. Ești singurul care îi înțelegi și care îi accepti. Ești singurul care decizi nu numai să treci prin Samaria, ci să te oprești, să poposești la ei, să mănânci din tacâmurile lor, să dormi în paturile lor. Cu toate că nouă ne e greu să facem lucrul ăsta, dar îl facem pentru că tu ne-o spui și știm că ești Fiul lui Dumnezeu, că ești Mesia, trimisul lui Dumnezeu în generația aceasta. Și oamenii aceștia n-au vrut să înțeleagă pasiunea lui Hristos pentru poporul acesta și din cauza faptului că a fost respins Iisus de acest popor, au spus lucrurile acestea, da? Al treilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem în această dimineață: de ce au spus ucenicii să vină foc din cer peste Samaria? De ce au spus? Pentru că în istoria poporului Israel, ei știau că un mare profet, da, îl găsim și în versetul acesta, da, unde spune, versetul 54, ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut și cine, ziceți dumneavoastră? Ilie. Da? De ce? Pentru că în trecut samaritenii au mai desconsiderat un proroc mare trimis de Dumnezeu, un mare profet. Un mare proroc și Dumnezeu i-a dat voie acelui profet să trimită foc și să mistuie 100 de oameni deodată. Când vorbim de mistuit în originalul grecesc, carbonizați, n-a mai rămas nimic, nici rumeguș, nici praf să-l pui într-un borcan, nimic. Mistuiți de focul lui Dumnezeu, venit direct din cer peste oamenii aceștia. Și ucenicii, știind istoria poporului Israel și știind că oamenii aceștia și-au mai bătut cândva joc de niște profeți al lui Dumnezeu, a zis: Doamne, nu mai bine facem cum a făcut Ilie, da? În Samaria, dacă ne uităm iar în istoria poporului Israel, în Samaria Ahab și-a construit palatul acela de fildeș, da? Uitați-vă dumneavoastră să puteți să citiți 2 Regi, capitolul 1 în întregime. Ahab, spune Biblia, că a fost unul dintre cei mai răi împărați pe care i-a avut Israelul vreodată, cel mai idolatru împărat pe care l-a avut Israelul vreodată, cel mai nebun împărat pe care l-a avut Israelul vreodată și știi ce precizează Biblia? Toate aceste lucruri din cauza soției lui, cui? Izabela. Înțelege, surorile? Femeia e ca o scară, te urcă și... Au românii o vorbă, ok? Omul acesta a fost cel mai nebun împărat pe care l-a avut Israelul vreodată, din cauza cui? Din cauza unei femei idolatre. Și Ahab și-a făcut palatul acela de fildeș. Unde credeți dumneavoastră că și-a făcut palatul de fildeș? În Samaria.
fiul său Ahazia, da, pe care l-a făcut împreună cu Izabela, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Regi, capitolul 1, că la un moment dat era în camera de sus a palatului de fildeș pe care l-a făcut tatăl său, s-a sprijinit pe niște zăbrele. Zăbrele erau un fel de gârduleți împletit din uiele, care oamenii n-aveau termopane, rehau, cum avem noi astăzi, da? Aveau niște zăbrele împletite care le puneau la uși, la geamuri și prin aerea intrau oarecum și raza soarelui și erau oarecum feriți de vânt și așa mai departe. E, Ahazia, probabil, unii teologi spun că ar fi fost beat, s-a sprijinit pe acele zăbrele din camera de sus de la palatul său și a căzut de la aproximativ 12 metri înălțime și a rămas bolnav la pat. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut Ahazia? Când a văzut că e pe moarte și că doctorii din Israel nu poate să-i facă mare lucru, știți ce a spus? Și-a luat câțiva oameni și a zis, duceți-vă, da? Duceți-vă la Dumnezeul Ecromului, care se numea cum? Baal Zebub, da? Și întrebați pe Dumnezeul Ecromului, Baal Zebub, dacă mai există vreo șansă să fiu tămăduit de această boală. Ilie, spune cuvântul lui Dumnezeu că era în Israel, și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a înștiințat și a zis, Ilie, vezi că împăratul vostru a uitat că în Israel voi aveți un Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. A uitat că în legea lui Moise, în Deuteronom, mai exact, să apelezi la un alt Dumnezeu, poate fi plătit chiar cu viața. Și a zis, du-te cu solii pe care Ahazia i-a trimis, întâlnește-te cu ei pe drum și spune-le așa, pentru că împăratul Ahazia n-a cerut ajutor de la Dumnezeul lui Israel și s-a dus la un Dumnezeu străin, un Dumnezeu spurcat, Ahazia va muri în scurtă vreme de boala pe care o are. Știți de ce? Dacă ne uităm Belzebul acesta, da? Belzebub, exact cum acest Dumnezeu al Ecromului, era de fapt Dumnezeul muștelor. Ecromul era o țară plină de muște. Muștele, ați observat, am fost la Dănuț astă vară, Dănuț nu este, da, e plecat în deplasare, am fost la Dănuț astă vară la el, în Sâl Nicolau Mare, de unde e din Timișoara, plin de muște. Și spunea, bă, omule, m-au terminat muștele astea. Dar zic, bă, dar de unde sunt muștele astea la voi? Și a zis, bă, am în stânga și în dreapta vecini care au vaci, oi, grajduri și așa mai departe. Și unde e murdăria mare, unde e bălegarul mult, unde e mizeria mare, unde sunt animale, unde e mizerie, unde e, da, dezordine, acolo se adună și ce? Și muștele. Și a zis, bă, îmi vin de la vecinii ăștia muștele, nu știu ce să mai fac cu ele. Am luat toate spray-urile, toate chestiile posibile, avea perdele pe la toate geamurile, cât am stat la el numai muște, peste tot numai muște. Și oamenii aceștia în Ecrom, pentru că aveau foarte multe muște, ei au zis că Dumnezeul muștelor este pe țărâmul lor și și-au făcut un Dumnezeu, Baal Zebub, Dumnezeul muștelor. Și culmea, Ahazia, care avea un Dumnezeu viu și adevărat, care știa că a despărțit Marea Roșie, care știa că a făcut atât de multe minuni prin Moise. Vă dați seama, un Dumnezeu adevărat mergea seara în stâlp de foc și ziua în nor, vorbea gură către gură cu Moise. Un Dumnezeu puternic, el se duce la un Dumnezeu inventat de oameni, un Dumnezeu al mizeriei, să ceară ajutor, pentru că ecromiții considerau, făcuse atât de celebru acest Dumnezeu, încât mințeau ei pe ceilalți oameni că acest Dumnezeu poate să prezică viitorul. Și evreii au fost atât de deranjați de acest idol. De obicei, idolii se făceau în funcție de puterile supranaturale ale naturii, da? Era zeul soarelui, era zeul ploii, era zeul recoltei, era zeul sănătății, era zeul eroticului, da, senzualului. Erau zei care făceau ceva, da? Și acești oameni ai Ecromului au pus un zeu al muștelor. Și evreii au fost atât de deranjați de... E aici o sticlă de apă cu care tot joc fotbal cu ea. Au fost atât de deranjați de zeul acesta murdar, încât ei au schimbat numele din Baal Zebub. Baal înseamnă Dumnezeu, Zebub înseamnă mușcă, din Domnul muștelor i-au schimbat numele în Belzebul, care ce înseamnă? Dumnezeul excrementelor. Pentru că au zis ei că unde se așează musca,
acolo e mizerie, acolo zvermi, acolo e putrefacție și așa mai departe. Și știți cu ce au zis când am vorbit despre hula împotriva Duhului Sfânt? Cu ce au zis cărturarii și farisei Domnului Iisus Hristos că scoate draci cu ajutorul cui? Lui Belzebul, domnul excrementelor, da? Și după câteva sute de ani, evreii au zis că acest Belzebul de fapt este Satana. Și din cauza aceasta, ucenicii Domnului Iisus Hristos și-au adus aminte de ceea ce se întâmplase pe vremea lui Ilie. Și când a trimis Ahazia 50 de oameni, spune că a trimis 50 de oameni la Ilie și au vrut să-l prindă pe Ilie, s-au întâlnit, a chemat Ahazia și a chemat solii la el și a zis: dar cu ce om v-ați întâlnit voi pe drum de v-a zis că voi muri? Și a zis: cu un om care era așa, așa, a, ăla Ilie Tibișitul, știu unde stă. A luat 50 de străjeri și a zis: duceți-l, prindeți-l, aduceți-l viu că vreau să-l decapitez. Și când oamenii aceștia s-au dus la grota care dormea Ilie acolo la peșteră, a zis: omule al lui Dumnezeu, ieși afară, că vrem să vorbim cu tine. Și Ilie din peșteră zicea: dacă-s omul lui Dumnezeu, să vină foc din cer peste voi și să fiți mistuiți. Puh, 50 de oameni au murit pe loc. Cineva a văzut că au fost mistuiți oamenii aceștia, s-a dus la Ahazia din nou și a zis: Ahazia, cei 50 de oameni pe care i-ai trimis la Ilie tocmai au fost arși de vii, carbonizați. Ahazia, încăpățânat, a zis: da, au murit încă 50 de oameni, a trimis încă 50 de oameni la ei și a zis: omule al lui Dumnezeu, venind din partea împăratului Ahazia, ieși afară că vrem să vorbim cu tine. Ilie din nou în peșteră, stătea pe Instagram live la Profi de Paris, se uita la predică la Cristian și zice: da, dacă-s omul lui Dumnezeu, să vină foc din cer peste voi. A mai venit încă o dată foc din cer și au mai murit 50. Altcineva s-a dus din nou la Ahazia și a zis: Ahazia, au murit și a doua oaste pe care ai trimis-o. Și Ahazia, ce credeți că a făcut? A trimis-o și pe a treia. Ăștia s-au dus înspăimântați în fața lui Ilie și au zis: omule ale lui Dumnezeu, fie-ți milă de mine și de robii mei și nu ne mistui de foc cum i-ai mistuit și pe ceilalți. Și vino să vorbești cu împăratul, te rog, cruță-ne viața, n-avem nicio vină, că împăratul nostru este nebun, ăsta va mai trimite încă, o să omor toți soldații pe care are. Vino și vorbește cu împăratul. Și știți ce zice un înger al lui Dumnezeu lui Ilie? Du-te împreună cu ei și spune lui Ahazia. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Ilie a vorbit cu Ahazia și a zis: în scurtă vreme vei muri de boala pe care o ai. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă nu mă înșel, 2 Regi, capitolul 1, versetul 19, spune că Ahazia a murit în scurtă vreme de boala pe care a avut-o. Ucenicii știau conținutul acesta istoric și când a văzut că Iisus Hristos este un mare profet, mai mare profet, ei conștientizau că e Fiul lui Dumnezeu, când a văzut că este desconsiderat de samariten, când a văzut că este hulit, că samaritenii au o atitudine ostilă în ciuda faptului că Iisus Hristos le-a vrut binele întotdeauna, Iacov și cu Ioan au zis: Doamne, nu vrei ca pe vremea lui Ilie să trimitem foc din cer? Ei n-aveau această putere, dar o cereau de la cine? De la Iisus Hristos. Cereau această putere de la Iisus Hristos și știți ce le zice Iisus Hristos? Ce zice? Nu știți de ce? Duh sunteți călăuziți. Nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Iisus Hristos îi ceartă aspru ucenicii și alege să plece în alt sat. Știți ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu din textul pe care l-am citit în această dimineață? L-am citit de multe ori și nu l-am înțeles. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există o vreme pe care Dumnezeu o are pentru fiecare suflet, chiar dacă mulți îi întorc spatele și îl desconsideră și îi spun: n-am nevoie de Iisus Hristos al vostru. Există o vreme. Dumnezeu a venit cu o lege nouă. Iisus Hristos a venit, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră cu o lege nouă. Da? În loc să coboare foc din cer, Domnul Iisus împreună cu ucenicii au plecat în alt sat. Iar exemplul lui Iisus l-a învățat pe Iacov și pe Ioan că bunătatea plină de dragoste și milă sunt virtuți care trebuie cultivate la fel de mult ca indignarea sfântă sau zelul înflăcărat. Pentru că de cele mai multe ori noi ca slujitori, da, ni se întâmplă când cineva ne greșește sau oricine ai fi tu în mediul evanghelic sau de când ești tu întors la Hristos, când cineva îți greșește, ai întotdeauna, nu știu, probabil din partea satanei, că Domnul Iisus Hristos le zice: nu știți de ce Duh sunteți ce? Călăuziți! Iacov și Ioan în momentul în care au cerut lui Iisus Hristos să vină foc din cer peste satul acela din Samaria, să mistuie acolo tot, de fapt ei erau călăuziți de un duh de răutate, de ură, de dușmănie, de neiertare, de neînțelegere a valorii sufletului fiecărui om din lumea aceasta.
Și Iisus Hristos le zice, te chirizi, da? Băieții mei, mergem în alt sat, căutăm altă chirie, stați liniștiți. Pentru că și oamenii aceștia sunt în plan de mântuire. Tot Iisus Hristos spune Luca 19:10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era ce? Pierdut, mai departe, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci lumea să fie mântuită prin El. Oameni buni, țineți minte, cu morala corectăm greșelile instinctelor noastre, cu morala. Bă, nu e bine să fii mânios, nu e bine să vorbești așa, nu e bine să vorbești porcos, vezi că orice cuvânt pe care îl spui are putere. Vorbeam cu frații vineri la rugăciune. Cu morala corectăm instinctele noastre greșite, iar cu dragostea greșelile moralei noastre. Pentru că de multe ori morala pe care o avem noi poate să fie o morală care izvorăște din firea noastră. Iacov și Ioan aveau și morala și instinctele greșite față de aproapele lor, iar Iisus le-a corectat prin dragoste. Și un mare om al lui Dumnezeu spunea, vegheați ca nu cumva în confruntarea cu balaurul să deveniți voi înșivă balauri. Este foarte mare atenție la lucrul acesta. Ar trebui să facem foarte mare atenție. Vedeți ca nu cumva în confruntarea cu diavolul să deveniți voi diavoli. Chiar dacă veniți și ascultați predicile. Sau predicați sau cântați. Pentru că de cele mai multe ori din zelul acesta pentru adevăr s-ar putea să aruncăm blesteme asupra fraților noștri. S-ar putea să aruncăm blesteme asupra aproapelui nostru. S-ar putea să aruncăm blesteme asupra celor din lume. În confruntarea noastră cu diavolul, tocmai noi să fim călăuziți de cine? De diavolul. Și Iisus Hristos să se uite la noi ca la Iacov și ca la Ioan și să zică, nu știți de ce duc sunteți călăuziți, dragii mei. Ei luptau pentru o cauză nobilă până la urma urmei. Ei luptau pentru o nedreptate, da? Dar luptau într-un mod greșit. Luptau într-un mod greșit. Și asta vrea să le spună Iisus Hristos cu pilda aceasta. Vreți să știți ce s-a întâmplat cu Samaria câțiva ani mai încolo? Și cu siguranță și cu oamenii peste care Iacov și Ioan au vrut să ceară foc din cer, să fie mistuiți cu generația aceea. Dacă uitați împreună cu mine Faptele Apostolilor, capitolul 8, 5, 8, 14 și 18, spune așa, da? Câțiva ani mai încolo, teologii spun că undeva la 3-4 ani de zile, după ce Iacov și Ioan au cerut ca Samaria, satul acela, să fie mistuit, Biblia ne spune așa, Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe cine? Pe Hristos. Noroadele l-au aminte, da, samaritenii, cu gândul la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea Samariei peste care Iacov și Ioan îi cereau lui Iisus Hristos să fie arsă. Apostolii erau în Ierusalim, da? Cei 12 apostoli, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, Iacov nu mai putea să meargă acolo pentru că deja fusese decapitat de Irod, a mai rămas doar Ioan în viață. Dar Ioan, cu siguranță, când a auzit lucrul acesta, cred că printre ceilalți, pe lângă Petru, era și Ioan, spune, au trimis la ei, vedeți, tocmai am găsit, am crezut, dar e confirmat, au trimis la ei pe cine? Pe Petru și pe, pune un pic, te rog, cine e acolo la botoane? Ok, pune un pic Faptele Apostolilor, capitolul 14. Fetele s-au întins, cred că să doarmă, că nu le mai vedeam. Nu, e ok. Pune Faptele Apostolilor să vadă frații, da? Deci, știți ce este interesant? Când au auzit ucenicii Petru și Ioan, atenție, Ioan care a cerut să vină peste Samaria foc din cer, să moară aia, Doamne, să moară, să fie arși, ăștia nu merită să trăiască. Păi tocmai ție să-ți facă nedreptatea asta. Da? Idolatrii ăștia, nouă să ne facă lucrurile acestea. Când au auzit ei lucrul acesta, Petru și Ioan, cei 12 ucenici, zice că s-au dus în Samaria, au auzit scrisori, da, telegram, ce era pe vremea aceea. Bă, în Samaria a început să fie mare trezire spirituală. Încep oamenii să fie tămăduiți, încep să iasă dracii din ei, încep să iasă duhurile de religiozitate, oamenii să se întoarcă la Hristos. Hristosul ăla pe care l-au respins, Hristosul ăla pe care n-au vrut să-l primească în casele lor, Hristosul ăla despre care au avut o atitudine ostilă. Oamenii aceștia s-au întors la Hristos și Petru cu Ioan au zis, n-are cum așa ceva, trebuie să mergem să vedem cu ochii noștri. Trebuie să mergem, dacă samaritenii s-au întors la Hristos. Asta este cu adevărat minune, da? Faptele Apostolilor,
capitolul 8, versetul 14 până la 18. Apostolii care erau în Ierusalim când au văzut că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, da, cel care a cerut să fie trimis foc din cer. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească ce? Duhul Sfânt. Mai departe, căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan, cine a pus mâinile peste samariteni? Petru și Ioan. Parcă îmi și imaginez cum Ioan punea mâinile pe capetele oamenilor, așa cum fac penticostalii la stăruința după Duhul Sfânt, pe umerii lor, și se rugau ca oamenii aceștia să primească Duhul Sfânt, și Ioan acolo era și plângea și zicea: Doamne, ăsta pe care îl pipă eu astăzi, îți mulțumesc că mi-ai dat înțelepciune și îți mulțumesc, Iisuse, că ne-ai ascultat rugăciunea mea, pentru că ăsta nu mai trebuia să fie în viață, trebuia să fie ars de foc după mintea mea, din urmă cu 3 ani de zile. Peste oamenii aceștia eu am aruncat blesteme. Oamenilor acestora eu le-am dorit moartea. Tinerelul ăla care acum are 15 ani și vorbește în limbi acolo, acum 3 ani de zile era un copil și eu am vrut să fie mistuit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, da? Spune mai departe că Simon le-a dat banii ucenicilor și așa mai departe, da? Deci știți ce înțelegem de aici? Știți ce înțelegem de aici? Cu siguranță printre samaritenii care erau acolo, erau și dintre acei samariteni care l-au respins pe Iisus Hristos, da? Și înțelegem de aici un lucru extraordinar, că Dumnezeu orice lucru îl face frumos când? La vremea Lui. Dumnezeu are un timp pentru toate lucrurile din lumea aceasta. Ascultați-mă bine ce vă spun. Acum 2 duminici, în timpul predicii, vorbeam și nu știu de ce mi-a luat-o gura pe dinainte, când am deschis biserica, era la noi în comitet, nu era comitet, în bordul de conducere al bisericii, un frate, și eu mai spuneam: fraților, eu am fost dependent de droguri, pe mine m-a scos Dumnezeu din droguri și ăsta m-a luat și m-a strâns așa, m-a luat de aici: frate, tu să nu mai zici ce ai fost, că tu acum ești păstor, tu ești făptură nouă în Hristos, ce zic ăștia când aud că tu ai fost drogat? Și duminica trecută mi-a luat-o gura iar pe dinainte, acum 2 duminici la predică. Și zic, dacă Hristos, din omul ăsta care vă predică astăzi, care a fost dependent de marijuana 3 ani de zile, a putut să facă un slujitor, poate să facă și din tine. Și după aia am zis, cine m-a pus pe mine să zic lucrul ăsta? În timpul predicii. La finalul predicii vine la mine un tânăr și îmi zice, tot programul, am auzit gânduri din partea celui rău, tu nu ești vrednic să stai în mijlocul acestor oameni pentru că tu ești un drogat nenorocit. Sunt dependent de cocaină de ani de zile. Și diavolul, tot programul, mi-a zis, din tine nu poate să facă Hristos nimic, mai bine ieși afară, mai bine du-te, fumează o țigară. Ce stai tu? Ăștia sfinți, ăștia spocăiți, tu ești un nenorocit, tu ești un gunoi, tu ești o mizerie. Și ori jumate m-a tocat satana, ori jumate m-a tocat satana cu vinovăție. Și în momentul în care ai zis, frate Cristian, că tu ai fost dependent de droguri și Hristos a putut să facă ceva din tine, atunci în mintea mea s-a aprins o lumină, am putut să-mi deschid inima și mintea față de Hristos, am început să plâng înaintea lui Dumnezeu și am simțit că Hristos m-a iertat și cred că Dumnezeu m-a eliberat și de droguri. Știți ce înțelegem de aici? Că orice lucru este frumos, da? La vremea Lui. Orice lucru Hristos îl face frumos la vremea Lui. Mă uit la mine, 8 luni de zile am mers la biserică. De-aia eu văd râvna unora, ai venit direct să te elibereze, direct, gam, ai căzut, ai căzut, nu știu ce. 8 luni de zile am mers la biserică, programe, ascultam predica, eram cercetat, de moment plecam la biserică și la fel, trăiam în dependențele mele. 8 luni de zile a avut răbdare Hristos cu mine. Hristos și-a prelungit harul față de mine 8 luni de zile. Nu m-a trăznit în perioada asta, nu m-a zdrobit nicio mașină în perioada asta, n-a dat vreun cancer în viața mea în perioada asta, nu mi s-a întâmplat nimic, din contră, lucrurile erau parcă din ce în ce mai bune, nu venea să cred.
Și Hristos a avut milă în îndurarea lui. 8 luni de zile a avut Hristos milă față de mine. Și într-o zi le spuneam fraților vineri, haideți să vă zic de ce trebuie să-i mulțumesc eu Domnului astăzi. Pentru că într-o zi de 12 aprilie 2011, la o seară de evangelizare în care predica Cristian Barbosu și cânta Cătălin și Ramona Lup, eu am ieșit în față și mi-am predat viața mâinile Domnului. Și de atunci în gura asta n-a mai intrat tutun, n-au mai intrat droguri. Și Dumnezeu a rupt orice dependență de peste viața mea. Și am înțeles spre propria în viață că orice lucru El îl face frumos când? Când vrem noi? Nu, când vrea El. De aceea trebuie să avem răbdare și să nu deznădăjduim din viața aceasta. Dacă tragem de un fir de iarbă, firul ăla de iarbă nu se lungește, se rupe. Noi nu putem să prelungim cu nimic planurile lui Dumnezeu pe care le are în legătură cu noi și cu viața pe care Dumnezeu ne-a dat. Asta trebuie să înțelegem de la textul pe care l-am citit. Oamenii care l-au respins pe Hristos în urmă cu 3 ani de zile și care au zis nu-i dați mă nicio cazare lui evreu ăsta, să plece de la noi, nu ne interesează că ne face imagine. Cine știe ce o vrea? Poate vrea voturile noastre. Poate vrea să fie președinte, cum zic despre Tony. Își face stadion ca să-și anunțe candidatura în politică. Așa minte satana oamenii. Nu mergeți că l-aș anunțe el candidatura că intră nu știe guvern, își face guvern. Așa spuneau samaritenii despre Iisus. De un șarlatan. N-avem nevoie de imaginea lui. Și peste 3 ani de zile oamenii ăștia au fost eliberați, au fost vindecați și au fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și peste Samaria a fost o trezire autentică, reală, profundă și mai mare decât peste tot ținutul Israelului. De ce? Pentru că Hristos orice lucru îl face frumos la vremea lui. Știi ce a făcut Hristos? Nu ne primesc, nu. Căutați, băieți, Airbnb mai pe dreapta. Lasă că și ăștia au vremea lor. Nu acum, peste 3 ani. Prin cine? Prin Filip. Și cine va confirma? Tu, Ioan. Și cu Petru. La un moment dat, un profesor la facultatea de medicină vorbea cu studenții săi și le zice așa. Avem următorul exemplu, următorul caz. Un cuplu. El suferă de sifilis și este bolnavă de TBC. Împreună au 4 copii. Primul s-a născut orb, al doilea a murit la câteva zile după ce s-a născut, al treilea s-a născut surd, iar al patrulea suferă de TBC ca mama. Soția este din nou însărcinată. Părinții vor să avorteze. Ce sfaturi dați acestor părinți ca viitori medici și experți în medicină? Știți ce au răspuns 80% din studenți? Ce credeți că au răspuns? Să avorteze. Să avorteze, domn profesor. Pe ce? Noi lumea, umplem lumea de orbi, de șchiopi și de ciungi? Să avorteze. Și știți ce a zis profesorul? Felicitări, tocmai l-ați omorât pe Beethoven. Omul care a adus cea mai mare bogăție a muzicii contemporane. Care, deși era surd, a scris cele mai extraordinare capodopere muzicale care au existat vreodată pe lumea aceasta. Un om care a trăit puțin, dar care în viața asta scurtă a lui a îmbogățit lumea și generația noastră. De ce? Pentru că Hristos orice lucru îl face frumos la vremea lui. Trebuie să înțelegem lucrul acesta și cred că Dumnezeu ne va vorbi în această dimineață. De multe ori ne pierdem răbdarea. Mama mea a stat lângă un soț necredincios 30 de ani. Mai repet, eu am 32 de ani, aproape cât vârsta mea. A stat cu un soț nepocăit și și-a dus singură la biserică cei 6 copii. 30 de ani. Și tatăl meu astăzi este pocăit și o duce cu mașina pe mama și miercurea la rugăciune și marțea și duminica și este un om extraordinar al lui Dumnezeu. După 30 de ani. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui, nu când vrem noi. De multe ori satana vrea să ne pierdem cumpătul față de soț, față de soție. Doamne, dar iară stau la biserică lângă părinții ăștia care nu vor să se mai pocăiască, zis o rușine pentru mine. Iară stau lângă nenorocitul ăsta care de ani de zile și mi-am distrus tot din cauza lui și tinerețe. Și dragule, înțelege, Dumnezeu orice lucru îl face frumos la vremea Lui. Da? Frumosul este frumos la vremea Lui, când vrea Dumnezeu să-L facă frumos, nu când vrem noi. Asta trebuie să înțelegem din textul
pe care tocmai noi l-am citit în această dimineață, da? Dacă Iisus Hristos ar fi uitat în gura ucenicilor, Samaria n-ar mai fi existat. Poate niciodată. Și poate ura dintre evrei și samariteni s-ar fi accentuat și mai mult. Și oamenii aceștia nu s-ar fi suportat poate niciodată. De ce nu poate ar fi, poate s-ar fi iscat chiar și un război în care să-și piardă viața zeci de mii de oameni. De aceea este foarte important în această dimineață să ne rugăm necurmat și să nu ne deznădăjduim, pentru că Dumnezeu are timpul lui și vremea lui. Îi zice Dumnezeului David, îi zice lui Samuel, ia-ți cornul și du-te unge pe altcineva împărat, pentru că am luat împărăția de la Saul și o dau altcuiva. Și se duce Samuel cu cornul frumos la David și lunge pe David împărat. Și știți când a ajuns David împărat? După 14 ani a ajuns împărat. A fugit prin toate peșterile din Enghedi, a dormit și a făcut pe nebunul în fața împăraților și mânca iarbă și îi curgeau balele. 14 ani! Și David s-a luptat cu asta și a zis, Doamne, dar de ce l-ai trimis pe ăla să mă ungă împărat și eu sunt câine? Cu copiii după mine, cu oameni, uite, oamenii ăștia nu vor să sacrific întotdeauna și viața mea și viața lor. Prin valea umbrei morții, Psalmul 23. Îi zice Dumnezeu lui Avram și lui Sara, vă voi da un copil, da? Știți că le-a dat copilul? La 90 de ani. Tot după 15 ani. Și Sara, când vine îngerul al doua oară, zice că a început să râdă de înger. I-a băscorodit, a zis, băi, eu nici nu mai am pofte. Eu nu mă mai împreunesc cu Avram de ani de zile. Ce să mai nasc eu acum? Și din Sara și din Avram s-a născut Isaac, da? Și apoi Iacov, și pământul este plin de această seminție. A zis Dumnezeu că îți voi face sămânța, Avrame, ca nisipul mării, nu va putea fi numărat. Uitați-vă la arabi și la evrei astăzi, că domină lumea noastră. Da? Născuți din Avram. Cu Ismail, da? Și cu Iacov și cu Isaac. Dumnezeu, trebuie să înțelegem în această dimineață, Doamne, dă răbdare peste viața noastră, amin? Dăm răbdare cu soțul pe care l-am și care nu mă mai înțeleg cu el poate de ani de zile. Și cred, Doamne, este că urâtul ăsta, într-o bună zi, va fi cel mai frumos. Da? Toată urățenia vieții tale, chiar ieri mă vorbeam cu Dumnezeu și ziceam, Doamne, dar ți-e greu să faci lucrurile astea pentru mine, că ți le cer de ani de zile. De ce ți este atât de greu ție să faci lucrurile astea care știi că sunt necesare pentru mine și pentru familia mea? De ce ți este atât de greu? În timp ce predic, în timp ce pregăteam predica asta, și mai scriam odată acolo Eclesiastul 3:11, orice lucru el îl face frumos când? La vremea lui, nu când vrei tu, Cristi. Și apoi mai scriam la predică și mi-aduceam aminte, Doamne, dar am nevoie și de o chestie de asta, nu pentru mine, pentru lucrarea ta o voi folosi, ți-e greu să mi-o dai și pe asta. Și mai mă uitam pe schiță și iară, orice lucru el îl face frumos când? La vremea lui. Și mai cârteam despre un lucru și ziceam, Doamne, măcar o curte, 50 de metri la copiii mei, să nu mă mai plimb cu ei prin parcuri, că uite, ne-au zăpăcit și pe mine și pe Daniela, suntem la limită de depresie cu copiii ăștia, nu mai știm ce să facem cu ei. Și după aia iar citeam, orice lucru el îl face frumos când? La vremea lui. Și Dumnezeu are o vreme și toate lucrurile, tot procesul ăsta pe care Dumnezeu îl îngăduie peste viața noastră nu face altceva decât să cioplească, să șlefuiască, să strălucim mai tare pentru împărăția lui Dumnezeu și să apreciem mai mult lucrurile acelea. Asta este natura lui Dumnezeu. Iacov și Ioan au înțeles-o pe propria piele. Oamenii peste care au cerut foc din cer au ajuns să spună mâinile și să zică în numele lui Iisus Hristos să fiți umpluți de Duh Sfânt și să-i audă vorbind în limbi. Ce poate fi mai frumos decât atât? Vreau să ne ridicăm în această dimineață și vreau să facem o rugăciune specială în această dimineață. Știu, Duhul lui Dumnezeu mi-arată că sunt o grămadă de oameni în locul acesta, majoritatea, toți dintre voi, aveți lucruri la care de ani de zile nu aveți răspuns. Și vă rugați și parcă simțiți un blocaj în dreptul vieții voastre, spunea o melodie veche, de multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi, privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că îți lipsește ceva, dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol uitându-te în viețile prietenilor,
tânjeai după un gram de fericire, după ceva real, tânjeai după iubire, dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și autorul acestei cântări la un moment dat stă și meditează și zice, dar stai, totuși este cineva. Și spune la refren așa, ridică-ți ochii către cer, e tot ce pot atunci, acum să-ți cer. Și dacă ți este greu, să te ajut și eu. Pentru că psalmistul spunea, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi vine ajutorul? Munții ăștia de probleme. Munții ăștia de îngrijorări ale vieții noastre, pentru care ne rugăm de ani de zile și pentru care postim și pentru care am udat toate covoarele din casa noastră. Și parcă nu se întâmplă nimic. De multe ori stau la mine în apartament și mă rog și am impresia că rugăciunile alea parcă le absorbe canapeaua aia, parcă nu se duc nicăieri. Și Duhul lui Dumnezeu îmi zice, Cristi, tot ce mi-ai zis am auzit, dar orice lucru eu îl fac frumos la vremea Lui. Pentru că de multe ori nu-ul lui Dumnezeu este mult mai binecuvântat decât daul pe care îl vrem noi. Problema nu este la rugăciunile la care n-avem răspuns sau la rugăciunile la care n-avem răspunsul pe care noi l-am vrea, ci problema este la rugăciunile pe care nu le-am făcut niciodată. De aceea, Doamne, te rugăm în această dimineață, dă răbdare copiilor Tăi să vadă Canaanul într-o bună zi, Doamne. Dă putere, Doamne, pentru că Tu ai zis că nu ne dai mai mult decât putem duce. Noi cerem să rezolvi problemele, dar vedem, Doamne Iisuse, că cu fiecare rugăciune pe care o facem, Doamne, înaintea Ta, parcă mai mult se diminuează credința noastră, Doamne Iisuse, și parcă pari îndepărtat, chiar în lumină, Doamne Iisuse. Dar, Doamne, în această dimineață vrem să schimbăm direcția rugăciunilor noastre și să încredințăm totul în brațul Tău. Încredințăm soții noștri în brațul Tău, încredințăm soțiile noastre în brațul Tău, de Dumnezeu. Fă Tu ce știi că ai de făcut, Doamne, și nouă dă-ne putere să răbdăm, să iubim în continuare, să nădăjduim, Doamne Iisus, în continuare, că va veni ziua biruinței. Va veni, Doamne, ziua în care Tu vei da un răspuns, Doamne, se va veni ziua în care ne vom bucura de frumosul pe care îl dorim acum, Doamne. Va veni ziua, Doamne, în care vei da la o parte, Doamne Iisuse, orice amărăciune, Doamne Iisuse, și Tu cu mâna Ta de Dumnezeu, pentru că ori de câte ori ne rugăm, oameni buni, țineți minte, rugăciunile noastre pun în mișcare mâinile care au creat universul acesta. De aceea nu trebuie să obosim niciodată în a ne ruga acestui Dumnezeu. Haideți să intrăm într-o rugăciune perfect conștienți că orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Thank you.
Această dimineață am înțeles cu toți cei care ne-am adunat în locul acesta că Tu ai timpul Tău, Doamne Iisuse, pentru lucrurile pe care noi le vrem bune în viața noastră, Doamne. Știm, Doamne Iisuse, că de multe ori și tăcerea Ta sau răspunsul Tău negativ la cerințele noastre este tot o dovadă a iubirii Tale, pentru că într-o bună zi, Doamne Iisuse, cel mai mare nu pe care Tu l-ai spus Fiului Tău a fost cel mai mare da pentru omenire și pentru iertarea păcatelor noastre. De aceea, Doamne, Tu ești Dumnezeu de săvârșit, Doamne Iisuse. Și tot ce faci Tu este de săvârșit, Doamne. Ne încredem, Doamne Iisuse, în planul Tău și în voia Ta, pentru că voia Ta este bună, plăcută și de săvârșită. Sapă în inima noastră adânc, Doamne Iisuse, acest adevăr, că voia Ta este bună, plăcută și de săvârșită. Și odată ce am venit la Tine și suntem copiii Tăi, toate lucrurile care sunt în viața noastră lucrează împreună spre binele nostru. Chiar dacă nu ne convin, chiar dacă ne dor, Doamne Iisuse, pentru că orice proces doare de cele mai multe ori, orice șlefuire, Doamne Iisuse, apasă greu pe sufletele noastre. Dar îți mulțumim că rezultatul va fi unul onorabil și glorios. Și pentru aceasta ne punem nădejdea, credința și tot ce avem în planul Tău și în dragostea Ta. Te iubim, Doamne Iisuse, și îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, că ești Abba, tăticul nostru, creatorul nostru. Tu ne ești prieten, Tu ne ești tată, Tu ne ești mamă, Tu ne ești soț, Tu ne ești totul, Doamne, pentru că din Tine, prin Tine și pentru Tine sunt toate lucrurile și îți mulțumim pentru că ne-ai făcut să înțelegem acest adevăr. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați că orice lucru El îl face frumos când? La vremea Lui, da? Dumnezeu să ne dea putere în această direcție și răbdare. Duminica viitoare, împreună cu noi, va fi fratele Tony Berbece, da? Deci duminică, împreună cu noi, va fi fratele Tony Berbece și vineri la noi la rugăciune acolo sus, da?
și va fi o duminică binecuvântată, da? Vă așteptăm pe toți în număr cât mai mare, aduceți-vă și un prieten, el de obicei e cu evangelizarea, da? Deci el merge mult pe evangelizare. Aduceți-vă prieteni, colegi de muncă și sperăm că va fi o duminică binecuvântată. Apoi, așa de curiozitate, pe 3, pe 5 mai, pleacă cineva în concediu, pe 5 mai, ia. Deci nu pleacă nimeni. Ok, pentru că noi, tot grupul de laudă și închinare și o parte din media și câteva fete din cor și vom merge pe Național Arena, vom cânta acolo la București, împreună cu Nicu, cu Stăvilă, chiar și oameni de la Ordine, și nu știu ce am putea face noi în acea duminică. Am vorbit și cu celelalte biserici să chemăm de acolo frați să slujească, dar și de la ei pleacă foarte mulți în concediu, pentru că este Paștele Ortodox în România, și vom vedea, s-ar putea, este posibil, nu știm sigur, ca duminica din 5 mai să fie suspendată din cauza acestui eveniment, dar nu știm sigur, o să anunțăm atunci cu o duminică înainte. Vom vedea, da? Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o săptămână binecuvântată și nu uitați că ceea ce face farmecul unui om este să fiți niște oameni buni, să aveți o săptămână binecuvântată și să vă puneți toată încrederea în Dumnezeu care ne iubește, da? Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne vedem duminica viitoare, plin de bucurie să lăudăm pe Dumnezeul nostru, da? Strânge mâna la cel puțin 10 persoane, fiți atenți, opriți-vă un pic, cel puțin 10 persoane din jurul tău să dai mâna și să spui: Dumnezeu, orice lucru din viața ta îl va face frumos la vremea Lui. Așa să spui, da? 10, numără! Spui: Dumnezeu, orice lucru din viața ta îl va face frumos la vremea Lui, da? Dumnezeu să vă binecuvinteze.